Caz șocant, o femeie a fost acuzată de tentativă de răpire după ce s-a dat drept asistentă și s-a furișat într-un spital unde a încercat să fure un nou născut înainte de a fugi. Conform știri de Cluj.ro, femeia în vârstă de 23 de ani a fost arestată după ce ar fi încercat să fure un bebeluș de la centrul medical Riverside cu o zi înainte, în jurul orei 10:30, potrivit biroului șerifului. Se pare că aceasta s-a îmbrăcat ca o asistentă pentru a avea acces în interiorul secției. Minute bune a mers prin camerele pacienților. Mirena a încercat apoi să ia un copil, dar a fost confruntată de personalul spitalului care a contactat paza, scrie Observator. Până în acest moment nu se știe dacă femeia a vizitat un anumit copil sau a fost ales la întâmplare. Când au sosit forțele de ordine, ea fugise deja de la fața locului. Potrivit poliției, a fost reținută la casa ei de pe strada Weber. În interiorul locuinței au fost găsite mai multe obiecte cu valoare probatorie. Potrivit documentelor judecătorești obținute de Fox, Mirena a spus autorităților că pentru ea este ușor să fure un copil, iar ofițerii ar fi găsit ecografii de la alte două spitale. Ancheta este în curs de desfășurare, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească modul în care tânăra a reușit să intre în secție fără să atragă atenția angajaților, relatează știri de Cluj.ro.